Am pus, mă, dar e atât de puternică lumina că nu-mi dau seama ce este. Sunt două lumini verzi și una intermitentă între ele. Uite, a plecat încolo către... Deci se mișcă acum. Către ruș. Către ruș, da. Câteva luminițe colorate de pe cer i-au speriat pe gălățeni, care au crezut că deasupra casei lor se află un obiect zburător neidentificat. Ca să fie sigur că nu e doar un vis, oamenii au filmat totul cu telefonul mobil. Stăteam și admiram stelele și nu se poate, două luminițe de zare să mișcă. Zic, ia să iau eu telefonul să filmez, că e prea ciudat. Când vreau să schimb de direcția de mers, de zbor sau, mă rog, așa, se aprindea o luminiță cu roșu și schimba traiectoria foarte repede și se oprea brusc. Specialiștii în astronomie neagă ipoteza unui OZN. În această perioadă a anului se pot vedea Venus și Jupiter. Este posibil ca gălățenii să fi văzut una dintre aceste două planete. Da, OZN, da, să fie? Dacă e OZN, nu e, nu-i cazul. E greu de spus. O altă ipoteză ar fi ca luminile verzi să provină de la o dronă care survola municipiul.